După chinuri îndelungate legate de organizarea, desfășurarea și participarea la scrutinul de alegere a componenței Consiliului Județean al Colegiului Medicilor Neamț, s-a născut și noua conducere a acestuia, din care fac parte aceiași medici, care vor conduce destinele acestui organism de reglementare profesională. Ieri a avut loc ședința în care s-au repartizat sarcinile pentru fiecare din cei 13 membri ai Consiliului Județean al Colegiului. Prin vot, normal, că s-au făcut alegerile democratic și componența, ca să vă transmit, este următoarea. Președinte, fără să nu fiu modest, am ieșit eu. Bineînțeles că după aceea au fost vicepreședinții, s-au ales vicepreședinții pentru zona dumneavoastră, pentru Roman. A fost ales doctorul Arvătescu, ca și până acum, pentru că ne trebuie o repartiție echitabilă în teritoriu. Cei 13 membri ai Consiliului Județean al Colegiului Medicilor au fost împărțiți pe comisii, din care cea mai importantă este Comisia Disciplină și Jurisdicție Profesională. La fel de important este și reprezentantul Colegiului în Consiliul Național. A ieșit doctorița Constantinescu Suzana, pentru că ne trebuie 3 vicepreședinți, și doctorița Burchelea. După aceea este repartiția pe comisii, care este de asemenea foarte importantă. Una dintre aceste comisii este cea de disciplină și de jurisdicție profesională, a cărei președinte a ieșit în continuare doctorul Juncu. Avem apoi reprezentantul nostru pentru Colegiul Național, care de asemenea este foarte importantă funcția, pentru că până la urmă el este cel care transmite punctele noastre de vedere în ceea ce privește diverse aspecte ale activității colegiilor din țară, și până acum, cel puțin, noi am reușit să ne impunem punctele de vedere foarte bine la nivelul Colegiului Național. Este doctorița Covric. În fiecare colegiu funcționează și alte comisii la fel de importante pentru activitatea medicilor din județ. În care activează, bineînțeles, mai mulți, adică în afară de funcția de președinte, pentru fiecare comisie, fiecare poate să activeze și în alte comisii, pentru că activitatea este suficientă. Adică avem comisia de imagine, de exemplu, a colegiului și a corpului medical, comisia științifică, comisia de acreditare a vizării, și toate acestea, bineînțeles, că reprezintă, până la urmă, ansamblul activității noastre la colegiu. Prima și cea mai importantă activitate pe care trebuie să organizeze conducerea Colegiului Medicilor Neamț este una profesională, respectiv Zilele Sănătății Nemțene, care se desfășoară și anul acesta la sfârșitul primei săptămâni a lunii aprilie.